În cadrul taberei de creație națională de sculptură, artiștii își propun să realizeze o operă de artă în care să însuflețească fierul. Îmi face mare plăcere să invit gălățenii în perioada estivală la Muzeul de Artă Vizuală să vadă cum se îmblânzesc fiarele. Toată lumea știe, orașul Galați este un oraș al metalului. Noi încercăm să îmblânzim metalul prin prietenii noștri, plasticienii, care, vă spun, fac parte concretă din contextul Muzeului de Artă Vizuală Galați. Este vorba de Eduard Constantache, colegul meu, care este și organizatorul acestei tabere de creație, Tereșenco, Relo Angheluță, Cătălin Batar, Mihaela Brumar, Sorina Vădeanu, Cosmin Saulea, Adrian Vădeanu. Sunt cei 8 plasticieni care vor încerca să vă emoționeze prin ceea ce pot realiza din spaima pe care v-am creat-o acum câteva secunde, descărcând acele materii amorfe din metal, și vom încerca să convingem că chiar putem să aducem un zâmbet, să putem aduce frumosul din ceea ce aparent pare amorf. Artiștii plastici care vor lucra 2 săptămâni pentru a da viață fierului și-au procurat deja materialul și speră ca foarte curând opera lor să fie expusă într-unul dintre locurile emblematice ale Galațiului.